L-ați văzut în reportajul România irecuperabilă. Bătut, înfometat, martor la violuri și acte de o cruzime inimaginabilă, Petrică Cîșlaru ne-a vorbit atunci despre iadul pe care l-a traversat în orfelinatul Groazei de la Siret. Și a crezut că odată scoase la lumină, amintirile îl vor lăsa de acum să doarmă liniștit în casa lui din Statele Unite, unde trăiește de 16 ani. Dar n-a fost așa. După difuzarea reportajului, a fost atât de tulburat de soarta foștilor colegi deveniți cu adevărat irecuperabil, încât luni de zile n-a mai avut somn. Așa că și-a făcut curaj și s-a întors în România ca să-i revadă pe cei care i-au marcat viața, să-și reîntâlnească mama și să facă în sfârșit pace cu trecutul său. So Red is my demon and it's something I gotta do. Seeing all these other kids, I didn't get as lucky as I did. Seeing the place that I left. Meeting my mom again for the first time after 16 years. There's a part of me that just wants to break down in tears. And then there's a part of me that says that you're too strong for this. I have to face my fears, face the past, because for so long I've been trying to hide it. It's like for a little kid, the monster coming out of the closet at night, and that's what I have to go through right now in order for me to go forward. Așa s-a întors Petrică Federici în România, după 16 ani lungi în care și-a tot făcut curaj să privească drept în ochi iadul pe care l-a lăsat în urmă. În 1997, când a ieșit din orfelinatul Groazei de la Siret ca să plece cu tatăl adoptiv în America, a hotărât în mintea lui de copil să zidească pentru totdeauna porțile lagărului și să închidă în spatele lor trecutul. Un an mai târziu, uitase complet limba română, atât de tare și-a dorit să uite ce a trăit. A lot of starvation, a lot of raping, a lot of beating. I can't describe it, it's just, it was hell on earth. I was younger than all of them. If you didn't obey, they beat you. If you didn't obey, you got to sleep with other kids. If you didn't obey, you didn't get to eat. The employees there, if you're their favorite, they'd bring you food. If you weren't, they would just beat you for no reason. Acum 4 luni vorbea cumva detașat despre copilăria lui, de parcă era povestea altcuiva. În casa lor frumoasă de lângă Washington, subiectul era, la propriu, zăvorât într-un dulap pe care Petrică și frații lui nu-l mai deschiseseră de un deceniu și jumătate. Acceptaseră interviul ca pe un fel de exorcizare, convinși că după el vor face pace definitiv. Dar când reportajul a fost difuzat, iar Petrică a văzut imaginile cu el, copil, în lagărul de la Siret, zidul de protecție s-a spart și trecutul a năvălit cu furie. Este posibil să stai sus? I couldn't believe that was me that lived that life, that was there and survived of all outcome, you know? I was told I would never walk and here I am walking. I look at myself in the mirror, it's like, are you kidding me? You're walking. You know, you've got a life. You're not dead. Și l-au șocat până la durere imaginile cu cei pe care i-a lăsat în urmă. 20 de ani mai târziu, foștii lui colegi de orfelinat, rămași prizonierii unui sistem care n-a vrut să moară, sunt tot la Siret și tot printre gratii, doar că mai bătrâni, mai bolnavi, mai irecuperabili. Și printre umbrele acestui trecut, l-a revăzut pe prietenul lui, care îl îngrijise când era imobilizat la pat din cauza piciorului rupt și sudat greșit, care îl purtase în brațe, îl spălase și îl apărase, dar pe care Petrică îl bătuse zi de zi, ca avertisment pentru ceilalți. Da, o zi frumos. E frumos? Ha? Cam asta, fan. Seamănă? Seamănă. Hai, Petrică, să vine și la mine, să vedeți pe mine. Și astfel, la chemarea lui și a trecutului care îl bântuia, a decis să vină în România, spunându-și că trebuie să găsească în el puterea de a-și înfrunta demonii și de a-și înfrânge cea mai mare frică a lui. That it's real, because for so long I've just thought it was a dream.
La două zile după sosire și-a făcut curaj să plece spre Siret. Știa că locul ajunsese o ruină și că foștii colegi de suferință fusese rămutați într-o altă clădire. Dar mai știa și că, odată ajuns acolo, ochii lui vor vedea mai mult decât ziduri goale. You know, I have a feeling that the minute those gates open, you're going to see an empty place. I'm going to see the souls that have been there. Because it's stuck in my brain. It's a blueprint in my brain to many memories. That same ill feeling, the sadness and the disgust of it. This was actually a place where kids lived. It's like when a tourist goes to Germany and goes to a concentration camp. It's like that for me, going back to where I was kept. That was my concentration camp, unfortunately. Împinge porțile a căror culoare n-a uitat-o niciodată, de parcă ar vrea să le pună la pământ. Și pe măsură ce înaintează, trecutul îl lovește. Everything is coming back. Every day was the same. Nothing was different. Kids, faces, hands at the bars. Kids all around here go crazy at rocking or sucking their thumb or hitting each other, running. But this whole place was, it was crowded. Do you remember which was your window? Yep. The first three windows on the second level. I've blocked them out so much. I've blocked out faces. Never in my life thought I'd be back here. It's different to see me on this side now and seeing a little visual of how I used to be. Acum 20 de ani, clopotele bisericii de peste drum erau singura lui legătură cu lumea de afară. Pentru el erau sunetul libertății, iar acum încep să bată brusc, de parcă cineva ar vrea să-i anunțe întoarcerea. Rămâne așa, tăcut, ca la un priveghi, uitându-se la fostul lagăr așa cum n-a făcut-o niciodată, în față, pe propriile picioare, fără frică. 3 ore îi dă târcoale de parcă ar vrea să vadă dacă îi mai poate face rău. Încă îi lipsește puterea să intre în clădirea în care a fost închis, bătut, înfometat și terorizat. For me, stepping through that door is like stepping through a time zone. I don't remember ever going through these doors. I guess when I was crying so hard, I passed out or fainted or something. I just remember waking up in my crib. That's the first time I was very scared. Because that was the first time I felt alone. Târziu, trage aer în piept și își dă singur curaj. I'll do this. Doar atât a putut. Într-o singură bătaie de inimă a avut timp să observe că desenele de pe pereți încă se mai văd, că întunericul e tot acolo, că locul pare bântuit, impregnat de rău. I couldn't face it. I had to warm up to it. The place I wanted to leave, the place I left, the place I wanted to hide, the place I did a pretty good of hiding. I wasn't ready to face it. I'll get to that point. Și se mai plimbă o oră în jurul clădirii, făcându-și din nou curaj. Apoi, involuntar sau dintr-un reflex rămas de pe vremea în care nu-și putea folosi picioarele, intră în ruina fostului orfelinat, pe rampa pentru cărucioare. I never walked the ground here. It was very shortly after that I came into this place that I lost the use of my leg. It's very emotional inside. I kind of just want to blow the whole building up. Foarte încet străbate holurile, refăcând în minte detaliile. Podeaua murdară, paturile ruginite, gratiile de la ferestre, mirosul fetid, aglomerația din saloane, balansul copiilor, plânsetul continuu, pe el însuși luptându-se cu disperare să supraviețuiască. I was very, very sick. I was skinnier than the average kid. Didn't walk. I was pale. I would have been probably dead by the next 2 to 3 months. I knew I was going to die. That's more happiness to me than living here. So I was ready to go. There are times when I punched myself in the nose just so I can bleed and swallow that blood and vomit. That way I go
to the hospital where I have food, I have a bed. Când ajunge la etajul la care a stat, se duce reflex spre baie. Aici, într-o zi pe care nu și-o mai amintește cu precizie, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. I was walking. I was normal. There were sinks here and the floor always had water on them because it was a slick kind. And I was walking and I slipped and the front of my knee is what hit the floor first and just bent it all the way. That was the last day of my walking memory in this place. And I told the nurses, I need a cast. They said, no, you're fine. Every day, my knee just kept bending and then it fused. If they just put a damn cast on, I would have been happy. They had a bathtub in here and every person used the exact same water. And because I couldn't walk, I was the last person to get in there after everybody just took a bath in it. For some reason, I didn't care. I just loved going underneath the water and just holding my breath. Nici o expresie a feței nu-i trădează vreo trăire. După ce și-a rupt piciorul, a trebuit să se educe singur să-și ascundă vulnerabilitățile, ca să nu devină prada celor mari. Bătăi peste zi, violuri peste noapte. Doar când ajunge în fosta lui cameră, și el și timpul se opresc în loc. I have pictures of all the kids in this room. And every time I see a picture, I said to myself, that's the room I'll never enter. And here I am. There's a bed here and a bed there. This is where I slept, in this bed. The railings were white. And once they were made in the day, you can't sit on it and you can't touch them. That's where the hangout was. You are not allowed to be in this area. That's where all the rapings happened. How were your nights in this bed? Wondering if I would be the next victim. Din fotografia cu toți colegii lui de salon, numai pe Mihai a vrut să-l țină minte. De el avea nevoie. Restul erau doar detalii într-un coșmar care părea nesfârșit și s-a forțat să-i uite. To me, they were a competition for my survival. If it was me or that person getting hit, what do you think I would do? Blame everything on that kid even though I did it. Do I want to get hit? No. So he got hit. It was getting beat. Punches to the gut. Și totuși, când liniștea clădirii e spartă brusc de apariția unui fost coleg de salon, Petrică și-l amintește pe loc. Pentru că nu vine să cred că el e în picioare. S-a schimbat bună față eu. Doamne, cât de chinuit a fost el. Dar spuneți, dar ce așa, deci, cum să spuneți, cincer? Adică că e rece la mână. So you remember him? Yes, he's in the photos. And he looks the same. He looks the same, yeah. He still has a baby face. Se privesc curioși, dar fără emoție. Astăzi nu-i mai leagă nimic în afara acelui trecut pe care amândoi ar da orice să-l anuleze. Does he remember everything that went on in here? Nu vreau să mă amintesc în fiecare seară, nici nu vreau să mă gândesc. El e gaz și mi-i dădea cu scândra și la luminiții. Strângeai toate mâinile și îți dădea aminte toate unghiile ți le formă. Yeah, I forgot about that. Amintiri inimaginabile pentru orice om care n-a trecut prin orfelinatele groazei. Poate și de aceea se despart repede, nemai având ce să-și spună. Iar Petrică se îndreaptă instinctiv spre singurul loc din clădire în care a fost fericit. I remember being brought here. There's a bed right here. This is where I sat down and was being interviewed. They were talking about my leg, and I remember them asking, well, how could you fix it, or what could you do? I remember saying sheep's oil or something like that, because I was told that sheep oil goes into the bone. So your leg is locked. Da, dar o zis mami că mi-a duce un soar de vără, că nu ai tendoanele și o să dă. Atunci i s-a spus că va fi înfiat și va pleca în America. Nu știa ce înseamnă. A aflat mai târziu. Era salvarea lui. Walking out through that door, it's like the gate of heavens just opened. Because I was leaving. You can't describe that feeling that I had. I was floating inside. Și cu această amintire pare să fi făcut pace cu propria istorie. Dar tot i-au mai rămas câteva cercuri de închis. Cel mai greu dintre ele e întâlnirea cu mama care l-a abandonat acum 19 ani.
însă deocamdată n-are putere pentru asta. În schimb, a strâns suficient curaj cât să-i caute pe ceilalți, pe cei pe care i-a lăsat aici în fostul orfelinat și care au avut un destin complet diferit de al lui. Nu i-a mai văzut de 16 ani, nici n-a ținut neapărat. Pe atunci îi era teamă de ei. După ce a plecat, s-a simțit vinovat și s-a întrebat mereu de ce el a fost cel norocos, cel ales să scape, și ceilalți nu. Dar simte totuși că și-a răscumpărat puțin din păcatul de a fi fost salvat, spunând povestea lor. As much as I didn't want to talk to you, afterwards I was very proud that I got the guts to do it. An extra piece of bread at lunch for that kid, it's the most fulfilling thing. It might be small, but it's fulfilling. It took this long. It took too long. Curajul lui a schimbat viața a 120 de oameni. În luna mai, chiar a doua zi după difuzarea poveștii lui Petrică și a foștilor lui colegi de orfelinat care încă mai trăiau într-un fel de închisoare, guvernul României a ridicat în ședință problema situației de la Siret și a decis să ia măsuri. E o problemă într-adevăr cumplită cu un centru pentru copii. Să verificați rapid și dacă e vorba să mai dăm niște bani ca să poată să-i mută pe copii aia, vreau să-i dăm acum. Așa că astăzi, dis de dimineață, când ajunge la Siret, doar o parte dintre cei filmați acum 4 luni se mai află în acea clădire. Mulți au fost deja mutați într-un spital de psihiatrie nou, curat și complet amenajat, în care, pentru prima dată în viața lor, au paturi și ceașafuri noi, baie în fiecare cameră și mai ales ferestre fără gratii. Directorul îl primește bucuros și recunoscător. We move them bit by bit, 3 beds in one day, another 3 beds on another day, because we give them time to get settled, to get adjusted to their new place, to get adjusted to their new wardrobe. There are no more bars, thanks God. I can show you the medical files. The idea is we keep them with almost no medication. We try to be in human contact with them very often, to smile at them, to have some kind of activities, so they can keep calm by themselves. De pe două poziții diferite, salvatorul și salvatul vorbesc aceeași limbă. Cunosc aceleași sentimente. Unul le-a vindecat, celălalt le-a trăit. Did you have to explain to any of them that it's okay to move around? Because I remember when I left Siret, I was in the hospital. They're like, hey, you can move. And I was just like, what? Înțelege perfect. Acum 16 ani, ca și ei, nici el nu știa ce înseamnă să trăiești ca un om. I'm sure you understand that even better than I do. It's great to work here because I realized how many things I received for granted. How to use a toilet and how to use a toothpaste and toothbrush. Because this is where everything is starting, you know, with washing your hands, yes. Washing your teeth, using toilet properly, eating properly and stuff like right, that. Right, exactly. Acum el e departe de toate acestea, dar își poate imagina cum ar fi fost dacă ar fi rămas aici. Într-un pat, un băiat de vârsta lui, poate chiar un fost coleg, e atât de demoralizat de anii de spital, încât refuză să mai lupte pentru el. Salut, Marian! He's a little bit lazy, and he has a new wheelchair, and he doesn't want to use it. Why not? De ce nu vrei să ieși cu căruciorul afară? Poftim? O să ieși. He'll go out. He'll go. Yeah? Go out and have some fun. My name is Marian, too. În spitalul cu gratii de peste drum, cel pe care l-a văzut la televizor, nu are totuși putere să intre, doar privește înspăimântat la balansul continuu al celor internați, conștient că ar fi putut fi și el printre ei, încă un irecuperabil. Who moved children here? What's with the cages or the walkways? This is because this building is very old. It was built in 1869. Okay. So the only way to go from one room to another is not from inside, it's from outside, this outside corridor. And for their own safety, right, it should be some bars there. Okay. But it only makes things worse because it looks awful. Îl caută din priviri pe prietenul lui Mihai, pe care l-a lăsat în urmă la Siret. Nu are liniște de când a văzut la televizor că e în viață și l-a auzit chemându-l. When I first saw Mihai on the interview, I couldn't believe he's still alive. I couldn't. And then to hear that he's become very angry and fighting, in a way it's kind of like he followed in my footsteps. Because if I was to live there, I would probably be the same way today. And I know that the first thing he said when I beat him, it broke my heart to hear that, for him to remember that. It was just really very, very sad. If he was given the chance like I have,
guarantee you he'd be a different person than he is today. I've never seen him hit a kid in Surat. He was the one getting beat. And what I did to him, if I could go back in time, I would change that, beating him. He didn't deserve it, because he did a beautiful thing carrying me around. He was my legs, and I couldn't ask for anything better. Dar Mihai nu mai e la Siret. Din cauza comportamentului violent, acum 3 luni, a fost mutat în centrul de recuperare neuropsihiatrică de la Sasca, județul Suceava, unde a fost pus sub tratament. Așa că Petrică pleacă în căutarea lui ca să-i spună că l-a auzit și că a parcurs mii de kilometri și 16 ani de remușcări ca să-i ceară iertare. Pe Mihai l-am găsit pe o bancă din curtea spitalului, ținând între degete cu mare grijă poza prietenului său. Nu a vrut să o păstreze noapte de noapte lângă pat, de teamă să nu o murdărească, ci a pus-o în dosarul lui medical ca să stea la loc sigur. Ce ai acolo? Ligheziră. Da? E poza lui? Da. E cea pe care ți-am lăsat-o eu când am plecat. Mm-hmm. Ce ai spus tu atunci în cameră lui Petrică? Ai spus să vină la tine? Da. Te zi pun zi bine, să văd eu, nu vă zi urac. Și dintr-o dată îl vede, iar fața îi e inundată de o bucurie de copil. Bun. Da. Recuperabil, cum l-a crezut statul român, Mihai Zapcevski începe să spună câteva cuvinte în limba engleză, prinse pe vremuri de la voluntarii străini. How are you? Ce ok. Bine. Da? Yeah? Who's that? Zera Bedica. Is that me? Ela Dimitri, Vlad Sarute. Is that me? Da. And give me a kiss right here. Yeah. Thank you. See, not the poser. That's me. Yeah? He was always at the picture, staring at the picture, and saying, you know, Petrica, Petrica. And I said, hey, Mihai, it's me. He didn't register. I don't think he wanted to register. That I grew up, he was just in denial of the whole situation. I-a fost greu să asocieze imaginea acestui bărbat senin, înalt și drept, cu cea a băiatului scheletic, palid, cu piciorul sudat anormal, pe care îl vedea chircit pe pat sau mergând în mâini prin salon. Pazime? I don't know, you might have to carry me again. Or maybe I need to carry you. Poate. See? It works. Aici, stând lângă el, după atâția ani, dintr-o dată fericit, nu mai recunoaște nimic din răul pe care l-a făcut Petrică. So why do you like him so much? He didn't treat you very well. Asta? Nu m-a bătut pe mine. Ei nu m-a bătut pe mine. I did hit you. Okay. This boy is very sorry for hitting you. Da. You did a lot for him. For him to deny it when I was sitting right next to him, it was sad because I think he still was afraid of me. Ca să destindă puțin atmosfera, încep să discute lejer, fiecare pe limba lui, despre tot și toate, de parcă nu s-au mai văzut de ieri. You like it here? Da. Îți plec la mea. Ce nu mi-e vedeți tu? So I look a little older. Și, ca și cum ar vrea să-l consoleze că nu e atât de arătos ca el, Mihai se gândește să-i facă un cadou prietenului său. Mulțumesc. Zima. Do you have one for you? Mungziu, mungziu. Yeah. So what do you do here? That's fun. Ma cook, ma scuo, fa pat de zi, de noapte, tot ziua. What are your dreams? E mai slab decât acum 3 luni, iar pe fața lui sunt semne de violență. Petrică se îngrijorează. Așa arătau pe vremuri toți copiii din orfelinatele Groazei. What's with the red eye? Ma cook, un băiat m-a dat cu faianța sa și bineînțeles, lăsă-mă cu la mață, mă cu mâncarea, mă potu.
Doctorul spune însă că altul e motivul pentru care Mihai e acum cu ochiul vânăt și cu sut la cap. Când a aflat că vine Petrică, a început să fie agitat. A făcut o criză de epilepsie, iar pentru că nu era în acel moment cineva exact lângă el, a căzut și s-a lovit la cap. A avut o altercație imediat după ce și-a revenit din timpul crizei. El nu-și amintește nimic ce s-a întâmplat și pur și simplu când s-a trezit a avut o reacție violentă față de toți cei din jurul lui. Petrică încearcă să-și ascundă emoția, dar vina că el a reușit să scape, iar Mihai nu, îi apare din nou în suflet. Și pentru prima dată de când înfruntă trecutul, nu mai poate vorbi. Is he different? Very different. It's a... Mihai, în schimb, se bucură ca un copil de micile cadouri pe care i le-a adus Petrică, fericit că acum va mai avea o amintire de la el. What is that? Ruma, vă spun pipa, amin. Ok. Și astfel își iau la revedere, așa cum n-au apucat să o facă acum 16 ani, când Petrică a plecat în America, iar Mihai a rămas printre irecuperabili. Pa! La revedere! Vă duc Dumnezeu pe voi! Să vă dinează de Petrică! Thank you, and you too! Încă nu știe ce-l doare cel mai tare, că l-a găsit așa sau că-l va lăsa în urmă iar. Dar e fericit că l-a reîntâlnit și că a putut să-și ceară iertare. Și apoi se pregătește să înfrunte cel mai greu lucru pe care l-are de făcut pentru ca toate cercurile din viața lui să se închidă. Întâlnirea cu mama pe care n-a mai văzut-o de la 10 ani, când ea i-a semnat actele de adopție, iar el n-a mai leșinat de plâns că-l lasă.